Vlad Nistor se poate întoarce acasă. Clujanul reținut de serviciile secrete din SUA se află sub control judiciar pentru 30 de zile, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București au respins propunerea de arestare preventivă emisă de DIICOT. Cererea de extrădare va fi judecată în 20 decembrie. Avocații liderului român pe piața criptomonedelor susțin că acesta este nevinovat și că americanii au acționat ilegal. Nu vorbim de o persoană care a încălcat o lege penală, care este periculoasă, vorbim de un cetățean onest, corect, care nu a făcut altceva decât să asigure persoanele care tranzacționează că totul este legal și transparent. Din punctul meu de vedere, procedurile pe care le-au inițiat autoritățile străine nu ar îmbrăca formele legale și cred că, nu știu, poate aș spune mult prea mult, dar în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, este o lipsă de profesionalism. Se folosește o anumită legislație, legea 302/2004, care cred că are anumite carențe. Apărătorii clujanului mai spun că anchetatorii au comis mai multe greșeli. Împreună cu echipa mea am reușit să ajungem la actul de învinuire, care este întocmit de către autoritățile străine. Din punctul nostru de vedere, urma unei cercetări penale care teoretic s-a desfășurat în decurs de 4 ani de zile, să întocmești un rechizitoriu și în perioada asta să nu procedezi la o identificare a persoanelor, la o invitație a persoanelor, la o cooperare internațională sau la o transferare a unor proceduri judiciare penale, este o chestiune, cel puțin din punctul meu de vedere, nelegală. Este o procedură nelegală, este o imposibilitate a unei persoane de a se apăra în condițiile respective. Ziar de Cluj scrie că, potrivit legii, serviciile secrete SUA trebuiau să aștepte aducerea comandat a lui Nistor la București și ulterior aprobarea judecătorilor pe mandatul de arest preventiv în vederea extrădării. Jurnaliștii de la Ziar de Cluj au dezvăluit ieri în exclusivitate că cei de la United States Secret Service împreună cu cei de la structura centrală a DIICOT România au descins la locuința clujanului și au ridicat mai multe sticuri USB, hard discuri și laptopuri. Americanii îl acuză pe Vlad Nistor de constituire de grup infracțional, fraudă informatică prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice și înșelăciune. Tânărul clujan a fondat în 2015 o companie numită CoinFlux. Firma sa este considerată lider al serviciilor de schimb a monedelor digitale din România.